transportul copiilor sau a adulților din public. Vă mulțumim încă o dată că ați acceptat invitația noastră și vă dorim să petreceți clipe plăcute în compania jandarmilor. Activitatea de astăzi începe cu un exercițiu de dresaj canin prezentat de două structuri sinologice. Îl avem în fața noastră pe plutonierul major Conate George și cățelușa Tola în serviciu din septembrie 2017. Ei realizează activități de însoțire și intervenție. Alături de noi mai este plutoniera jucantă Nicolae cu câinele Rusa în vârstă de 4 ani. Această perete chinologică este în serviciu din iunie 2015, de asemenea realizează exerciții de însoțire și intervenție. Fața voastră pe câinii Rusa în vârstă de 4 ani și câinele Tola în vârstă de 2 ani, împreună cu cei care se ocupă de ei, au prezentat un număr de dresaj chinologic. În continuare, urmează un exercițiu demonstrativ realizat de colegii noștri de la detașamentul 1 Jandarm Mobil, exercițiu care va conține exerciții de autoapărare. Vizionare plăcută! Unu, doi,
Nici vă mulțumim și vouă pentru aplauzele arătate. În continuare, vom avea din nou un exercițiu în care sunt prezent în fața voastră câinii. De această dată, vom prezenta, împreună cu colegii din cadrul grupei a 5-a detașamentul 1 Jean Darmodin, o activitate în care o patrulă de intervenție va legitima o persoană. Sunteți curioși să vedem ce se întâmplă? Să vedem ce se întâmplă! Noi avem foarte multe colegi participante, da? Doriți să le mai vedeți? Da! Foarte frumos! Colegele noastre, locotenent Ioana Neață și ele, Paul Frijita, vă vor prezenta un fata demonstrativ, urmat de câteva exerciții de autoapărare, la care vor fi ajutate de aceiași colegi din cadrul detașamentului 1, jandarm mobil. Le urmărim cu atenție! Thank you.
prezentat, exercițiile demonstrative prezentate de colegii noștri au luat sfârșit. Vă mulțumim pentru atenția acordată, pentru prietenia acordată și pentru participarea voastră astăzi alături de noi. Dacă în continuare doriți să mai vedeți amănuntul expus sau să faceți poze cu colegii noștri, vă așteptăm!